Joana, păi toaleta era acolo, tu n-ai fost. Stai cu Clau. Ah, stai cu Clau. Stai cu Clau acolo. Ia-ți o Coca-Cola, Clara. Uite, mai aveți și niște ketchup acolo. Da, dar pentru ce? Vezi că dai pe masă. Asta... Asta e meu. Mulțumim frumos! Cine dorește autografe, suntem la Dristor. La restaurantul Dristor. Am glumit. Cu șervețele? Da, că e tare. După ce mâncați, vă ștergeți cu ele, că sunt șervețele umede. Dacă vă murdăriți. Today we had a sparring match in Bucharest, capital of the country. Was sparring just Giuliano. Claudio cannot because have a shoulder problem, so today have sparring only Giuliano, just him. So for Claudio we wait to recover his shoulder because have a problem. Cred că e mai înalt decât tati. Amândoi. Deci, cine dorește autografe și fotografii să vină la Dristor. Suntem la șaurmeria Dristor. Cu cea mai mare plăcere, poze și autografe. Yes, da. Cola. Diseară băgăm o alergare și vă dăm jos. Hello. Deci nu vă mint, suntem la Dristor, în Bucarest, la stația de metro, chiar pe bulevard. E Giuliano trebuie să împlinească 18 și Claudiu trebuie să împlinească 16 în iunie, amândoi. Mușchi Giuliano, ia să trebuie mușchi. Wow. Mulțumesc frumos. Băieții sunt acum ocupați cu șaurma, le este foame, este ora prânzului. Da. Cred că da, din Dristor, cu stația de metro Dristor aici, așa, urmeria Dristor. Da, asta e bulevardul, nu știu cum e, cred că Dacia sau Deceba, nu știu, Abano, nu știu. Nu cunosc zona... Dristor, se numește Dristor aici. Cum e Giuliano așa urmă, ia zi, ia să vedem. E bună? Da? Confirmă Giuliano. Claudio, cum e așa urmă? Și Claudio a confirmat, e bună. Mulțumim frumos.
Deci nu vă mințim, suntem chiar aici, la Dristor în Bucharest. Uite, troleu, trece troleu. Foarte bine, merge bine, merge bine. Mulțumesc. Da, sigur că da. Păi, la profesionist trebuie să facem o testare. Facem o testare în America. O să testăm un pic și boxul internațional și să vedem cum ne descurcăm și cum credem că este mai bine. Și o să trecem și la profesionism. Ușor, ușor. Întâi să testăm un pic boxul internațional. Păi sparring-ul a fost deja, a făcut bine Giuliano, s-a descurcat foarte bine cu un campion. Foarte bine, o să postez filmul mai târziu. Claudio nu a făcut căldoare un umăr, s-a accidentat aseară la Slatina. În primele secunde din meci s-a accidentat la umăr. Deja el are o accidentare de anul trecut și s-a lovit aseară și am zis să oprim, să lăsăm așa, să îi treacă umărul, să-i dau un pic de pauză, să nu mai facem sparring-uri, că se accidentează din nou și mai are o lună până la Cupa României. Cupa României decide cine merge la campionatele mondiale de tineret și de juniori. Așa că încercăm să... Mulțumim frumos! Încercăm totuși să ne recuperăm. Da, este foarte importantă pentru că decide practic cine merge la mondiale. Câștigătorul de la cupă merge la mondiale. La mondialele de juniori și la mondialele de tineret. Și sper și acum eu vreau cu amândoi să reușească, dar toți vor același lucru. Bă, mergem acolo și vedem ce o facem. Da, 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 ar fi tare, ar fi tare. Ar fi tare, am amândoi ambiție și sper să facă tot ce se poate. Bravo, bravo. E puțin iute? Trebuia să-i spui fără picant. N-ai știut? E vina mea. E vina mea atunci. Pensam și de tine. Ce? N-am înțeles. Ai zis tu acasă că ne-ai mâncat ceva iute. Bine, dragii mei, vă las. Vă las, trebuie să mănânc și eu. Mi-e foame. E foame. E omenește, mi-e foame și mie. Vă salut. Salutați, băieți. Salutați. Bine. Mulțumim frumos. Mulțumim la fel. Salut, pa, pa. Like, subscribe and comment. Thank you. Bye bye. Mulțumim.